Am locuit o perioadă de peste 5 ani de zile cât eram student la București. Vreau să vă spun că majoritatea fraților noștri de peste Prut plâng. Când se vorbește despre Basarabia, plâng. Da? Pentru că ei conștientizează faptul că s-a cedat Basarabia fără să se tragă niciun glonte și basarabenii au fost lăsați de izbeliște. La noi este problema. Aici, în Republica Moldova, este o neînțelegere totală. Mulți vor să fim independenți, mulți vor să fim cu rușii, mulți în Uniunea Europeană. Cea mai scurtă cale pentru integrarea în Uniunea Europeană este unirea cu țara mamă România. Da? Unirea cu țara mamă o vom face noi. Nu vor face, europenii pentru noi, nu vor face cu atât mai mult rușii, nici nu mai vorbim. Noi, cei din Republica Moldova și cei din România, printr-un simplu referendum, printr-o lege organică, se poate ca mâine, deja să fim în Uniunea Europeană. Mâine, deja să fim împreună cu țara mamă. Ce ne oprește pe noi? Avem o țară atât de bogată, cu munți, cu mare, cu enorm de multe bogății. Ce ne oprește pe noi, cei din Republica Moldova, să facem odată acest pas? Să fim convinși că doar prin unire și uniți vom fi mai puternici.